Morning Glory, Morning Glories. Poate ei de la Chuck Norris. De altfel, singurul care ne poate salva. Bonjurică, bonjurică, 20 de minute peste ora 8 și 6 minute. Băi, nu m-am enervat. Pun suflet mai mult. Pentru că mi-e ciudă. Mai ții minte ce spunea Mihai, medicul de ieri? Da. Că când l-am întrebat, bă, dar nu vă enervează când vedeți că oamenii voluntar se infectează, că fac prostii din astea și ne socotesc misiunea celor. Adică e ca în bancul ăla cu cocoașa, mă, nenică. Da. Ai cocoașa? Na, ia una de aici. Da. Bam! Așa, bun. Apropo de cocoașă... Să vorbim cu Luiza Ioana. Bună dimineața, suntem live pe Facebook, pe alea. Luiza Ioana merită urmărită măcar pentru cearșafurile de fundal pe care le folosește. Și bună dimineața, Luiza. Bună dimineața. Ne dor de tine și chestii din astea. Așa. Da, așa. Da, uite, eu am băut... Am băut 12 cafele. 12 cafele, sunt calm. Sunt nervos. Să-mi iau pusul. M-am dus eu de Revelion la spital și am crezut că fac infarct. Așa, ce adevăruri științifice inutile a mai adunat Luiza noastră preferată? Păi, am două de Paști. Pot să vă spun așa, că cel mai înalt ou de Paști de ciocolată a avut 10,3 metri înălțime și 7,3 tone. Adică, mai înalt decât o girafă și mai grăsus decât un elefant. Okay. La ce ne-a trebuit? La absolut nimic. Prea multă ciocolată? Prea multă ciocolată. Mi se pare mișto, dar când se topește... Face o piscină de ciocolată. N-arată ca ceea ce a lăsat... O explozie? O explozie de diarie la satul mare! La satul mare, vă scuzați. Unul din titlurile noastre preferate din presa românească de acum și din totdeauna. Verginel. Și nu în ultimul rând să nu uităm, asta ne mai lipsea. Știi că a fost o perioadă. Da? Asta ne care mai lipsea. Care ne lipseau lucruri, da. Nu se mai găsesc prezervative în titan. Așa, următorul adevăr științific? Următorul adevăr științific în spaniolă, esposas, deci și în Barcelona, esposas înseamnă și soție și cătușe. Ce coincidență, nu cred. Da? Dar știi că asta mi-aduce aminte. Stai, mai zi o dată, că se întrerupe. Asta e pentru toți băieții care sunt autoizolați împreună cu o cetățeancă. E bine, mi se pare foarte bine. Dar știi că, cred că asta e tot în... Maniana e tot în spaniolă, nu? Da. Da? Și știi că înseamnă mâine? Da. Sau niciodată? Nu, cred nu. Ca fiecare dietă. Da. Adică are și un sentiment din asta, că poate niciodată. Că poate nu se știe. Da? Probabil că sigur. Băi, Luiza Ioana, stai că pusesem deoparte o știre pentru tine. Cetățean film din revista mea, din ziarul meu preferat, Buzoienii. Cetățean filmat în zile diferite. Rupe florile și le ascunde sub bluză. De ce? Și filmul cu cetățeanul este intitulat Furt flori. E ca aia cu execut puțuri. Da. Da, exact. Ci că filmările sunt făcute în zile diferite, poate reușiți să-l faceți cunoscut pe acest domn, care zilnic vine special în rondul de la intrarea în cartierul Orizont să cumpere flori, în ghilimele. Mă întreb și ce a trecut în declarația pe propria răspundere a mesajului care e însoțit de cele două clipuri și așteptăm idei, sesizări, ponturi pentru articole pozitive, negative la telefonul așa, pe e-mail sau la aurașteareacă@gmail.com. Jurnalistul nostru preferat, da! Domnul Aurașteareacă de la Buzoenii, da. Am simțit nevoia să-ți aduc această panseluță lângă ureche. Așa. Dar ce face ăla cu florile? Nu mi-e foarte clar, dar chiar le bag în sân. Eu cred că se duce într-o vizită la o doamnă respectabilă. Poate, dacă nu, cam bancul ăla cu trandafirul pe care îl scoate medicul. Pentru dumneavoastră, domnul Drucu. Mai în cald de aveți. Așa. Dar mai ții minte aia cu... Care? Cu bărbatul la primul pe tușeu. Cu bărbatul la primul tușeu și a spus că îi povestea unui prieten și așa? A zis că nu n-a mai știut ce să facă, da. S-a blocat și i-a trecut mâna prin păr urologului.
Primul tușeu. Nu se uită niciodată. Cel mai corect executat, ca să zic așa. Primul tușeu asistat, poate. Eu știi că totuși am făcut gluma asta când a început Molima, când a venit Molima, că îți dai seama că toți suntem ca înainte de tușeu. Cu mănușile noastre la supermarket și ne uităm așa unii la alții. Hai, tu primul. Nu, vă rog, insist. Da, mergeți, deci asta mergeți. Nu știu, totuși nu, e bun și uleiul, nu mai dezinfectantul pe mănuși. Da, zic că dar vezi că uleiul s-ar putea să atace latexul. Asta și zic, asta mă întreb, oare o fi adevărat? Eu nu cred. Atunci să încercăm mai bine cu glicerină, Mihai? Poate. Așa, spune Luiza Ioana, ce s-a mai merge întâmplat? Merge și cu scuipat, am auzit. Așa. Uleiul, nu. Morning Glory prezintă cursul de subdezvoltare personală. Așa, am intrat la cursul de subdezvoltare personală. Spune-mi, te rog frumos, Luiza Ioana, ce... Am una foarte drăguță. Așa. PETA, oamenii care se îngrijesc de animăluțe, da, susține că vacile se simt umilite dacă facem mișto de ele. Nu este foarte drăguț? Mamă, e foarte mișto asta, e minunat. Da, de adevărat. Da, și mai am una pentru voi cu rechin. Știți cum poți să imobilizezi un rechin ciocan, ăla cu ochii așa? Da. Cum? Trebuie să-l întorci cu burtica în sus și să-l gâdili. Exact. Mi se pare foarte mișto. Și apropo de Mihai, unde era ăla de la adăpost? Aici. Aici, ăla. Băi, uite, e o știre, mi-a plăcut. Mi s-a părut într-adevăr un lucru, da, pentru care merită să aplauzi. Mă rog, e un adăpost de animale din Florida. Și miercuri s-a întâmplat acolo ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Respectiv, toate cuștile adăpostului au fost goale. Adică s-au adoptat animalele, nu mai era niciun animal în adăpost și îngrijitorii au aplaudat. Au ieșit fiecare din cuști, au stat în fața cuștilor deschise. Asta e înregistrarea. A? Da. Și da, mă, sunt oameni care au grijă de animale, probabil cel mai probabil voluntari, și care aplaudă și camera trece printre cuștile care sunt acum toate deschise și goale. Și e foarte frumos. E un moment înălțător, zic eu. Adică specia umană are și o șansă din asta, din când în când. Din când chiar în când. Chiar dacă unele animăluțe nu sunt chiar ce trebuie. De exemplu, am un fact. Peste 50% dintre koala au clamidia. Au clamidia? Da. Și nu se tratează cu eucalipt, nu? Așa? Ei se zic că au luat. Unde ai luat? În schimb, leneșii nu au. Pe testatea? Pe testatea și pe luatea. Cine se simte nevinovat să ridice primul degetul. Așa, și mai avem ceva? Mai am, vreau să vă las cu un îndemn, să fiți mai puternici decât cea mai puternică creatură de pe pământ. Da, aveți dreptate, este vorba despre bacteria care provoacă gonoree. Asta este? Da, care poate să ridice echivalentul greutății sale de 100.000 de ori. Foarte multe ori. Pe bune? Wow! Da. Deci, să fim puternici precum bacteria de gonoree. Asta vreau să rețineți la mine. Și tenaci, ca să zic așa. Tenaci. Să purtăm o chlamidie din asta de împărat, nu e așa? O chlamidia năvodari. Ce dor îmi e de chlamidia năvodari, nu? Stăteam, ne scărpineam așa. Gândul la năvodari. Mai e o postare care mi-a plăcut foarte mult și cu care aș vrea să încheiem, că e o imagine foarte frumoasă și oricum dă și măsura limitei de apropiere dintre noi zilele astea, pe care trebuie să o păstrăm. Vine de la o doamnă care lucrează în publicitate, nu o cunosc, o urmăresc pe Facebook, Cristina Grigorescu se numește, și zice: am trăit un minut de intensă panică socială pe balcon, întrebându-mă dacă să-i răspund sau nu vecinei care îmi făcea cu mâna din blocul de vis-a-vis, până să-mi dau seama că își spăla geamurile.
Oh, vai. Îți mulțumim mult, Luiza Ioana. Ne place mult fundalul tău. Mai mult pentru asta te, da, te băgăm în emisiune. Ca să vedem câte cearșafuri sau fețe de masă. Vezi că în dreapta ți iese Grecia, să știi. Îți iese faianța. Așa. Și acum cădea. Îți mulțumim foarte mult și te pupăm dulce pe ceacre. Și așteptăm să ne revedem încă o dată. Aplauze pentru Luiza Ioana. Zi, concupiscență. Concupiscență. Vă pupăm dulce pe ceacră și revenim. Papa Luiza, mulțumim foarte mult. O să-i dăm legătura lui Cristi Curbaru, care se întâlnește cu bikerii săi, ca să facă un gest adânc de umanitate. Bikers for Humanity și nu Bakers for Humanity, deși sunt și ăștia. Why not? Dar pregătesc o acțiune în dimineața asta. Revenim imediat. Morning Glory. Wake up and rock on Rock FM.